Bun găsit, doamnelor și domnilor. Avem o informație de ultimă oră în așteptarea raportului din partea grupului de comunicare strategică. În urmă cu foarte puțin timp, acea decizie privind închiderea piețelor a fost întoarsă în Parlament. Practic, cei de la PSD au venit cu un amendament și, cu ajutorul celor de la USR, înțeleg, ar fi reușit să treacă această propunere, piețele agroalimentare să poată funcționa și în spații închise. Știți că a fost o dezbatere aprinsă ieri pe această temă. Ne spune mai multe, însă ne explică decizia de astăzi și ce se întâmplă mai departe colega noastră Liliana Anastase. Liliana, să înțeleg că e cameră decizională, deci trebuie pusă în aplicare, merge la președinte. Ce se întâmplă cu decizia de azi? Într-adevăr, Camera Deputaților este cameră decizională în acest caz. Există posibilitatea contestării acestei decizii la Curtea Constituțională, lucru pe care cel mai probabil autoritățile o vor face. Iar în cazul în care legea nu este contestată la Curtea Constituțională, ea merge la președintele Klaus Iohannis, care de asemenea o poate contesta la Curtea Constituțională. Are 20 de zile la dispoziție pentru a o promulga sau o reîntoarce la Parlament pentru modificări. Așadar, deocamdată, piețele rămân închise, cel puțin în interior, cum s-a decis ca regulă pe perioada stării de alertă, urmând să ca toate procedurile să fie puse în aplicare după epuizarea timpului de contestare. Mulțumim pentru informații, Liliana. O informație foarte proaspătă, așa cum vă spuneam. Urmează să vedem mai departe, pentru că ea merge către președinte în cazul în care nu este contestată la Curtea Constituțională. Vom vedea ce se întâmplă mai departe. Vă spuneam ceva mai devreme că așteptăm și noile date din partea grupului de comunicare strategică. Ieri am avut mai puține cazuri, dar și mai puține teste. Și am avut, din păcate, multe decese și un record la ATI. Peste 1000 de persoane sunt în acest moment la ATI în stare gravă. Dar tocmai în lumina acestor noi date se ia în calcul o soluție. Astăzi e bună oară. Am vorbit cu domnul doctor Musta, care ne spunea că, cel puțin acolo în Timișoara, se ia în calcul o variantă care ar putea veni în sprijinul pacienților, pentru că aceștia, dacă au forme medii, ar urma să fie tratați acasă. Nu ar mai sta în spital. Practic ar urma să fie internați și monitorizați la domiciliu, monitorizați de medicul de familie, așa cum urmau să fie oricum, și de către medicii de la spital. Noi comentăm ultimele date și situația la zi, chiar acum, cu domnul Răzvan Cherecheș, specialist în sănătate publică. De asemenea, alături de noi sunt și invitații cu care vom comenta chestiunile sociale și politice. Emiliana Isteilă, jurnalistă, și Sabin Sărmaș, președinte al Autorității pentru Digitalizare. Aș adresa așadar o întrebare acum către domnul Cherecheș. Credeți că această variantă de tratare a pacienților cu forme medii de coronavirus ar fi o soluție? Ar degreva măcar o parte din ceea ce au de făcut medicii în spital? Sigur că da. Orice fel de scăderea numărului de pacienți care aglomerează spitalele și aglomerează secțiile de terapie intensivă este o îmbunătățire. Dar problema este cu pacienții cu simptome moderate, că pot să facă tranziție către simptome severe. Deci acolo trebuie monitorizare extrem de atentă și dacă sunt monitorizați de medicul de familie sau de medici specialiști, aceștia trebuie să fie să aibă tehnologia potrivită, atât ei cât și pacienții, ca să poată conecta și să fie un protocol extrem de clar pus la punct. Mai e un aspect care ne atrage atenția de fiecare dată, numărul deceselor. Știu că au fost comentarii, domnule Cherecheș, în spațiul public, cum că la cât de multe cazuri avem, aproape 10.000 a fost recordul peste 10.000, pardon, săptămâna trecută, avem destul de puține decese.
Ori în ultima perioadă se vede foarte clar că nu mai stă în picioare nici această idee pe care am văzut-o în spațiul public. Ce arată acest lucru? Faptul că eram deja destul de mulți bolnavi, erau foarte multe cazuri cronice care aveau oricum probleme, persoane care aveau oricum comorbidități, sau cum ar trebui să privim această cifră? Numărul de decese este un număr obiectiv. Numărul de cazuri noi detectate pe parcursul unei zile depinde de o mulțime de factori, de definiția de caz, de numărul de teste care se fac. În timp ce câte decese avem este un număr care depinde exclusiv de numărul de persoane infectate care au simptome severe și care se înscriu în grupul vulnerabil, respectiv persoane în vârstă și persoane care au comorbidități. Acum, mai ales în condițiile în care este o prioritate COVID-ul în tot sistemul de sănătate, în mod evident că toți pacienții cronici suferă de întârzieri, acces mai dificil la servicii de sănătate, ceea ce, inevitabil, în momentul în care sunt infectați, agravează starea lor și le accelerează simptomele și face ca simptomele lor să fie mai severe. Deci, suntem într-o situație în care, pe de o parte, încercăm să acoperim pe cei cu infectați cu COVID, pe de altă parte, ne oferind servicii la fel de bune pentru cei pacienții cronici, îi vulnerabilizăm și mai mult, astfel încât afectează mortalitatea. Ce ar putea să facă în aceste condiții autoritățile? Pentru că, dumneavoastră spuneați foarte bine, e în unele cazuri poate de neamânat o intervenție. Acele persoane cu boli cronice poate trebuie să ajungă la spital, poate trebuie să se opereze. Care ar fi soluția în condițiile în care știm că și la ATI avem în acest moment cifre mari? Din nefericire, eu nu prefigurez că se vor degreva secțiile de terapie intensivă foarte repede, pentru că chiar dacă aceste măsurile de restricție s-au luat acum, efectul se va vedea în săptămâni. Nu avem un lockdown sever cum e în alte țări, care au luat măsurile de lockdown tocmai ca să degreveze mai repede secțiile de terapie intensivă. La noi măsurile sunt mai soft, terasele sunt în continuare deschise, populația continuă să interacționeze pe parcursul zilei și atunci se va prelungi termenul până la care va începe să scadă rata de incidență. Ceea ce înseamnă implicit că sunt șanse mari ca până la primăvară să continuăm cu secțiile de terapie intensivă la capacitate maximă. Primăvara fiind momentul în care, datorită faptului că vremea se încălzește, oamenii vor ieși afară și vom avea situația sub control. Până atunci, care ar fi soluțiile? Ne uităm la ce au făcut și alte țări, bună oară, pentru că acolo unde chiar a fost, ca în Italia, de exemplu, o criză umanitară, sanitară, în paralel, acolo au fost implicate practic toate unitățile medicale. Nu mai conta că era vorba de cămine de bătrâni, nu mai conta că erau clinici private, toată lumea, toți medici erau implicați în această poveste. Poate să pară într-adevăr apocaliptic dacă e să ne gândim în condițiile în care sistemul de sănătate în România nu e printre cele mai bune. Dar e posibil dacă va crește numărul celor infectați și numărul celor de la ATI în stare gravă, să ajungem și noi la o astfel de variantă, să o luăm în calcul măcar? Sigur că da. În funcție de numărul de cazuri care necesită asistență medicală, o să se mobilizeze toate resursele disponibile. Ci foarte posibil să ajungem cu toate spitalele din România având pacienți COVID-19. Și este absolut firesc, pentru că la fel dacă ar exista o criză, un cutremur sau o inundație masivă, s-ar mobiliza toate resursele disponibile ca să rezolvăm criza respectivă. În momentul de față, cea mai mare problemă de sănătate în România este acumularea masivă de număr de cazuri care au nevoie de terapie, servicii de terapie intensivă de la o zi la alta. Și numărul acesta, din nefericire, măsurile care s-au luat vor avea efect, dar va dura până vom ajunge acolo. Ar fi trebuit luate mai din timp, din nefericire, au fost luate relativ târziu și atunci ăsta va fi costul care vom plăti pe următoarea perioadă și vor fi mobilizate toate resursele disponibile. Și trebuie să fim cu toții conștienți că sistemul va oferi atâta cât are. Deci, în momentul în care nu mai sunt resurse, nu mai sunt resurse, nu avem de unde să le inventăm. Mai ales în condițiile în care vedeți că toate țările din jur, toate Europa,
Europa, de fapt, trece prin sezonalitatea caracteristică virusurilor respiratorii. Chiar și țările care au avut un control bun au făcut testare, anchete epidemiologice la timp și au avut un control bun. Acum și ele au o creștere a numărului de cazuri. Și încă o întrebare, domnule doctor, dacă sunteți, dacă mai puteți să rămâneți alături de noi puțin. În condițiile în care vorbim de o persoană clinic sănătoasă, care se știe cât de cât sănătoasă, dacă nu, nu avem unde să știm, 100% niciodată. Dacă poate vrei să-ți faci analizele, ai o bănuială, ai de făcut, nu știu, niște analize, o ecografie, un control la medic, care e, mă rog, nu e urgență, da? Ce să facem? Până când să le amânăm? Sau să nu le amânăm? Cum să procedăm în condițiile acestea? Sunt mulți români în situația asta. Păi, n-ar trebui amânate analizele, ar trebui cu atât mai mult că durează, programările se fac pe durate mai lungă de timp. Trebuie ținut legătura cu medicul de familie. Medicul de familie joacă un rol extrem de important. Noi, în România, avem tendința să sărim peste medicii de familie, să mergem direct la urgențe, la spital, când medicii de familie au suficient discernământ și raționament medic de diagnostic ca să poată să facă diferența între cazurile de urgență și cazurile care pot fi amânate. Pacienții, toată populația, trebuie să țină legătura cu medicii de familie, să urmeze sfatul lor, pentru că medicii de familie sunt distribuiți și asta este treaba lor, sunt extrem de competenți și pot să ofere un sfat informat. Bun, vă spuneam ceva mai devreme că avem alături de noi și alții doi invitații pe Skype. Sabin Sărmaș este candidat PNL Cluj la Camera Deputaților și Emilian Isăilă, jurnalistă. Dacă ei vor să vă adreseze o întrebare, domnule Cherecheș, au posibilitatea, nu știu, sper că e bună conexiunea pe care o avem în acest moment și evident dacă există întrebări pot să vi le adreseze dacă sunteți de acord. Da, hai. Aș vrea să-l întreb pe domnul Cherecheș dacă aceste măsuri care au intrat în vigoare ieri vor avea efectiv rezultate și cam în cât timp am putea să vedem astfel de rezultate. Eu cred că vor avea rezultate pentru că orice măsură care scade interacțiunea socială va avea rezultate. De exemplu, chiar și măsura atât de dezbătută de reducerea a libertății de mișcare, restricții de mișcare în timpul nopții, va avea rezultate. Și indicatorul că va avea rezultate este simplu fapt că a fost dezbătută. Dacă există oameni care se resimt o limitare a libertății lor pentru că nu mai pot să iasă noaptea pe stradă, înseamnă inevitabil că va duce la scăderea interacțiunii sociale și va avea efect. Dar, din fericire, vor dura probabil 2-3 săptămâni. Vedeți că în București sau și în Cluj s-au introdus restricțiile deja de 2 săptămâni și încă nu se văd rezultatele. Acum, aceste măsuri vin suplimentar. Mă aștept cel mai probabil să dureze 3 săptămâni, poate chiar 4 săptămâni. Da, vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai este o întrebare din partea invitaților? Pe scurt, vă rog. Da, aș vrea să adresez și o întrebare. Scuze, domnule Emilian Isăilă, o să-i acord această posibilitate, având în vedere că suntem pe Skype, și domnului Sărmaș, vă rog. Da, mulțumesc, mai rar de posibilitatea aceasta de a întreba specialiștii. Aș vrea să fac o remarcă și o întrebare totodată. Totuși, luni a fost prima zi, după ceva vreme, în care nu s-a înregistrat o creștere de cazuri noi luni, raportat la săptămâna precedentă. Și aș vrea să întreb pe domnul doctor dacă nu consideră cumva că deja am atins acea zonă în care s-ar putea ca numărul de noi creșteri să se plafoneze, să fie atins o limită. Acum așteptăm și raportările din zilele următoare, dar eu cred că merită cumva să fim optimiști. Nu sunt un specialist în sănătate publică, dar sunt un om care se pricepe la cifre și cred că avem oarecare motive să fim puțin mai optimiști. Nu are cum să se vadă deja rezultatul, pentru că indicatorul, rata de incidență care este măsurată, reflectă valorile pe ultimele 14 zile. Și ar trebui să fie valori extrem de atipice ca să influențeze media pe cele 14 zile. Dacă am avea măsuri, dacă măsura pe ultimele 3 zile, s-ar putea vedea. Dar la noi s-a decis să se meargă pe 14 zile, ceea ce înseamnă că și indicatorul are o inerție mult mai mare. Deci va trebui să treacă o săptămână, două, ca să putem să avem valorile adăugate. Cum să vă explic? Dacă sunt 100 de persoane într-un bar, care toți sunt șomeri, și mai intră 101 persoană care e patronul de la Amazon, Jeff Bezos, care are avere de 100 de miliarde de dolari, înseamnă că toată lumea din bar are o medie de venit de peste 1 miliard de dolari. Bun, dar dacă mai intră o persoană care are 1 milion de dolari,
averea va fi mult mai mică. Deci aia spun că dacă ziua de luni a venit cu o scădere ușoară sau chiar plafon, nu are cum să se vadă că mai sunt încă 13 zile înainte, care oferă inerția creșterii anterioare. Plus că noi avem în cele 14 zile, avem cele 4 zile de weekend în care testarea a scăzut și valorile scad, și care sunt irelevante de fapt la număr. Deci va trebui să așteptăm 2 săptămâni. O să vedeți că mâine, poi mâine, numerele vor continua să crească la nivel național. Deci să ne așteptăm în condițiile acestea, domnule Cherecheș, să ajungem, nu știu, la 11.000, 12.000, 13.000? Da, e posibil. Deci săptămâna asta numerele vor continua să crească, sigur. Emilian, da, vă rog, domnule Cherecheș. De săptămâna viitoare ar trebui să înceapă să scadă. Emilian Isăilă, știu că aveți și tu o întrebare foarte pe scurt, dacă se poate. Te rog. Da, vreau să fac, dacă domnul Cherecheș poate să fac o comparație cu Israelul, unde am văzut că s-au introdus niște măsuri restrictive în urmă cu o lună și deja cazurile sunt, numărul de noi cazuri de îmbolnăvire foarte scăzut. Dacă măsurile de la noi sunt comparative cu cele din Israel. Nu. Deci ei au avut un hard lockdown. Deci a fost mult mai apropiat de ce am avut noi în primăvară. Inclusiv în timpul zilei, libertatea de mișcare a fost restricționată. Oamenii au petrecut mult mai mult timp acasă. Toată lumea ieșea cu declarații. A fost mult, mult mai strict. La noi măsurile au fost mai blânde și le-am luat mult mai târziu. Asta e ca și cum mai avea un camion încărcat cu piatră, care la început, dacă s-ar să-l oprești, poți să-l oprești mai ușor decât dacă a primit momentum. Noi am așteptat din nefericire să ajungem la valori de 3 în majoritatea județelor și județele care sunt verzi au capacitatea de testare foarte mică, deci ele de fapt sunt tot roșii. Ar fi trebuit deja de la 1,5 să devenim îngrijorați și să începem să luăm măsuri mai severe. Pentru că de acolo, practic, a fost panta de accelerare crescută. Mai mult, imediat după alegeri, ar fi trebuit luat măsuri severe, astfel încât să putem ulterior să relaxăm. Asta a fost raționamentul în cele mai multe și în Israel și în Australia. Îmi cer scuze că vă întrerup. Sunt evenimente în desfășurare și la primărie. Urmărim declarații. Nicu Șordan. Bună ziua, mulțumesc că ați venit la evenimentul de azi. E vorba de semnarea contractului de finanțare. Nu se aude. Semnăm azi contractul de finanțare pentru reabilitarea rețelei de termoficare. E vorba de un contract pentru 210 km din cei 950 pe care i-a. Finanțare pentru reabilitarea a 210 km, rețea principală din rețeaua de termoficare, din cei 954 pe care rețeaua i are, adică 22%. E evident problema la care această finanțare răspunde. Din 2016 până în 2020, numărul de avarii în rețeaua de termoficare a crescut de la 420 la
1300. Pierderea pe eficiența pe energie termică a crescut cu 5%. De asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apă care trebuie introdusă în rețea. Prin această finanțare și prin lucrările pe care le vom demara de îndată ce vremea ne va permite și după ce vom fi finalizat procedurile de achiziție, o să avem trei mari îmbunătățiri. În primul rând, îmbunătățirea calității căldurii și apei calde pentru bucureșteni. În al doilea rând, reducerea pierderilor, care se va duce într-o reducere a subvenției pe care municipalitatea o plătește în fiecare an. Și în al treilea rând, dar nu cel mai puțin important, reducerea poluării atmosferice pe care această ineficiență o generează. Ăsta este obiectul contractului de azi, 1,6 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei finanțare nerambursabilă. O să-l rog acum pe domnul ministru să ne spună mai multe lucruri și ne va spune și despre o altă finanțare pe care guvernul prin Ministerul Fondurilor o alocă primăriei, tot pentru rețeaua de termoficare. Da, chestiunea termoficării în București e una arzătoare. Se încearcă o rezolvare și tocmai despre această rezolvare ne vorbea primarul capitalei, Nicu Șordan. Între timp avem și cifre noi privind cazurile de coronavirus înregistrate în 24 de ore. Grupul de comunicare strategică anunță un record negativ la ATI și în rândul deceselor. Din păcate, avem 1093 de pacienți în stare gravă în secțiile ATI și 177 de decese. Între timp, cazurile noi au ajuns la 7304 cazuri de îmbolnăvire noi în ultimele 24 de ore. Sunt testele făcute luni, practic. Și vorbim și despre un număr destul de mare de teste, peste 30.000 de teste față de ziua de ieri când am avut în jur de 10.000 de teste. Astăzi sunt mai multe, într-adevăr, au fost făcute mai multe teste luni decât duminică, dar e firesc să fie așa. Avem deci aceste date noi din partea grupului de comunicare strategică și urmărim ce se întâmplă și la primăria capitalei, urmărim în paralel ce se întâmplă și cu aceste date, ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România. Vă reamintesc că alături de noi, în legătură directă prin Skype, invitații noștri Emilian Isăilă și Sabin Sărmaș, cu care vom comenta noile cifre. De asemenea, domnul dr. Cherecheș alături de noi, dacă ne aud invitații. Da, și domnul Cherecheș, da. Dacă este... Domnule Cherecheș, foarte pe scurt, dacă vă atrage ceva atenția din datele noi. Vorbim într-adevăr de un record la ATI, un record de decese, un număr mai mic într-adevăr de noi cazuri în 24 de ore la în jur de 30.000 de teste. Ce vă spun dumneavoastră aceste cifre? Mare lucru nu spun, pentru că din cele 30.000 de teste, cel mai probabil o treime sunt teste făcute de sistemul privat, teste la cerere. Și care, mai ales în condițiile în care s-au luat măsurile, a crescut nivelul de atenție a populației vis-a-vis de COVID-19 și implicit și nivelul de îngrijorare legată de simptome. Și atunci este foarte posibil ca numărul de teste la cerere să fie mult mai diluate de cereri care nu sunt neapărat fondate, nu respectă definiția de caz. Avem și cifra concretă și ea se apropie de ce spuneți dumneavoastră. În continuare, totuși, numărul celor făcute în baza definiției de caz este mai mare. Peste 18.000, aproape 19.000 de teste făcute în baza definiției de caz, adică persoane care au avut un contact direct, persoane care au simptome, făcute în spital, de cele mai multe ori sunt acestea, nu, domnule Cherecheș? Și în jur de 12.000 făcute la cerere, cum spuneam.
Da, dar din nefericire nu primim de la grupul de comunicare strategică care este numărul de cazuri pozitive din cazurile făcute la, din testele la cerere și din testele făcute conform definiției de caz. Că dacă am avea situația asta, am avea o imagine mult mai clară. Așa, este diluate numerele. Cu cât crește spaima în populație, cu atât va crește solicitarea de teste la cerere de persoane care nu au nevoie de teste la cerere și care vor dilua. Numerele care nu mint de nicio culoare, pentru că n-au cum, sunt numărul de decese și numărul de solicitări de paturi ocupate la terapie intensivă. Astea sunt numere obiective. Pe de altă parte, acestea sunt numere care au o întârziere. Deci vorbim despre decesele și cazurile internate la terapie intensivă sunt rezultatul măsurilor acum luate acum 3 săptămâni. Deci de-aia spun că va trebui să așteptăm, indiferent de evoluția cazurilor de la o zi la alta, trebuie să așteptăm săptămâni de zile ca să vedem cum se ajustează. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cherecheș, pentru această intervenție și pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Sunt, într-adevăr, și multe teste făcute la cerere. E și panica mare, era cumva de așteptat să se întâmple așa. Pe de altă parte, domnule Sărmaș, sunt deja niște măsuri în vigoare. Dacă e să privim optimist, așa cum spuneați și dumneavoastră, poate că totuși într-o lună, măcar luna ianuarie, să ne prindă cu o situație ceva mai bună. Măcar să mai eliberăm ATI-urile, măcar să avem mai puține cazuri grave acolo. Domnule Sărmaș. Da, așa este. Consider în continuare că trebuie să rămânem optimiști și cu foarte multă grijă. Așa cum bine spunea domnul doctor Cherecheș, datele legate de noile cazuri respectiv de ce se au o evoluție ușor diferită datorită propagării lor. Personal, și chiar discutam în prima intervenție, faptul că e a doua zi în care cazurile sunt puțin mai scăzute față de săptămâna anterioară. Dar scuze că vă întrerup, revenim la discuția noastră. Ludovic Orban face declarații la primărie. De către nou primar general al capitalei, domnul Nicușor Dan, am oferit garanția unui parteneriat loial în serviciul bucureștenilor între primăria generală a capitalei și guvernul pe care îl conduc. Din păcate, în ultimii 12 ani, la primăria capitalei au exercitat funcția de primar general oameni care au fost străini de problemele reale ale Bucureștiului, primar general care au promis luna de pe cer, autostrada suspendată sau reducerea la jumătate a facturilor la energie termică, că vorbim de semnarea unui contract și care de fapt n-au făcut nimic. În cadrul cooperării dintre Primăria Capitalei și Guvernul României are loc astăzi un prim eveniment și anume semnarea contractului de finanțare din fonduri europene a reabilitării rețelei primare de termoficare. Este doar începutul acestei colaborări. Această colaborare va fi urmată de proiecte comune în toate domeniile importante de activitate ale Primăriei Capitalei. În domeniul mediului, în domeniul mobilității urbane, în domeniul sănătății, în domeniul energiei termice, vor urma proiecte extrem de importante în parteneriat dintre Primăria Capitalei și Guvern. În privința sistemului de termoficare din București. Deci am spus că este doar un prim pas. Pentru că este nevoie de investiții majore pentru a crește randamentul sistemului de termoficare din municipiul București. La ora actuală, producerea energiei termice se face în centrale cu randamente de aproximativ 50%, dacă nu și mai puțin, iar pierderile pe rețeaua primară, pe rețeaua principală și pe rețelele secundare sunt uriașe. De asemenea, există pierderi în cadrul clădirilor, pierderi prin pereți, prin ferestre, care duc randamentul sistemului de producere și furnizarea energiei termice
la o cifră care face extrem de ineficientă exploatarea acestui sistem de termoficare public. Obiectivul nostru este să sprijinim Primăria Capitalei în toate celelalte proiecte legate de creșterea eficienței, creșterea randamentului în funcționarea sistemului de alimentare cu căldură și cu apă caldă a bucureștenilor. Săptămâna viitoare deja am discutat cu domnul primar general, vom avea o întâlnire la Ministerul Economiei, unde vom discuta planurile de investiții legate de Elcen, astfel încât, într-o perioadă de timp rezonabilă, să fie efectuate investiții importante care să crească randamentul în producerea energiei termice și electrice, în sistem de cogenerare, utilizând sisteme moderne care să asigure randamente comparabile cu randamentele la producere din alte țări europene. De asemenea, vom căuta să identificăm resurse financiare suplimentare pentru a putea sprijini continuarea proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare din București și de asemenea pot să vă anunț că am prevăzut în cadrul programelor finanțate din fonduri europene de creștere a eficienței energetice, sume importante pentru ceea ce este cunoscut ca izolare termică a clădirilor, astfel încât să reducem pierderile din clădiri și să creștem pe ansamblu randamentul sistemului energetic. Mă bucur să fiu astăzi alături de domnul primar general și sunt convins că împreună vom face lucruri extrem de bune pentru București, pentru a crește calitatea serviciilor în București. Vorbind despre proiectele importante de la Primăria Capitalei, noi revenim în câteva momente. Până la final, practic, mai avem timp de concluzii pentru cifrele momentului, care, iată, sperăm, domnule Sărmaș, putem, nu, să invocăm și optimismul, sperăm măcar în urma acestor restricții să arate altfel, să avem un început de an într-o formă mai bună în spitale, măcar să poată medicii să-și facă treaba. Eu cred că acest început de an mai bun ne așteaptă. Repet, îmi păstrez optimismul. Sigur că acele numere pot fi diluate, așa cum spunea domnul doctor, de numărul mai mare de persoane care se testează din proprie inițiativă, dar poate, pe de altă parte, este o frică și un comportament mai responsabil în rândul populației. Obiectivul, trebuie să nu uităm un lucru. Obiectivul principal este acela de a diminua numărul de infectări zilnice, nu neapărat de a crește accelerat, pentru că avem o limitare aici a numărului de 4 la ATI și România stă foarte bine. Conform Eurostat, eram pe locul 4 în 2017 în Europa. Totuși, măsurile nepopulare, e firesc, pe care le luăm, cred că vor produce efecte și mă miră, și o spun cu regret, mă miră astfel de acțiuni populiste în momentul în care se simte miros de sânge pe un subiect care poate fi tratat într-un mod populist și astfel de acțiuni cum este cea din Parlament astăzi, în care se uită cu totul părerea specialiștilor și mergem doar pe opinii și Vă referiți la redeschiderea piețelor? Sau la ce anume? Mă refer la ceea ce face PSD împreună cu USR astăzi în Parlament. Haideți să avem o dezbatere reală. Stați așa că s-au întâmplat mai multe în Parlament și o să lămurim. USR a votat pentru redeschiderea piețelor, să înțeleg. USR a votat împreună, asta a spus dumneavoastră în începutul emisiunii, am înțeles că USR împreună cu PSD au votat pentru redeschiderea piețelor. Fără să vină nici măcar cu un argument, am aflat în pauzele pe care le-am avut de la colegii mei, am întrebat dacă s-a venit cu un argument din partea specialiștilor în acest sens sau dacă e o măsură pe care ei o consideră să o ia pur și simplu, fără să aibă nici măcar o bază de analiză medicală a specialiștilor și așa mai departe. Să știți că toate restricțiile care se iau, extrem de nepopulare și putem să înțelegem foarte bine pe cei care suferă și trebuie să compensăm imediat dezavantajele pe care ei le au. Dar toate aceste măsuri se iau pe baza unor analize, pe baza datelor pe care ne le dau specialiștii, a punctelor în care se creează, există o rată de transmitere extrem de ridicată. Da, e o chestiune pe care ar trebui să o lămurim dacă s-a votat din partea
USR. Aici nu am toate datele, recunosc că sunt primele informații în legătură cu asta, dar propunerea era a PSD-ului. Și clar a reușit să întoarcă PSD-ul o importantă decizie, luată o importantă decizie de restricție luată de autorități în urmă cu puțin timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Sărmaș. Vom reveni de la fix cu Emilian Isăilă și cu invitații noștri din partea a doua să vorbim despre politică. Tocmai pentru că vorbea ceva mai devreme domnul Sărmaș despre colaborarea cu USR, ea se pare că a existat la o altă chestiune, la fel de importantă, deși membrul USR implicat în povestea aceea susține că nu era vorba de el, susține că nu pe el s-a contat. Dar mai multe veți afla de la ora două despre ce este vorba, practic, care a fost colaborarea, posibila colaborare între cele două partide de la fix, așadar vă aștept cu alte subiecte.